vorbesc, drag, e necesar ca astăzi să ne întâlnim pentru a lămuri anumite aspecte în ceea ce privește răspândirea coronavirusului. De fapt, această răspândire, până la urmă, la noi în județ, este doar la nivel de zvon. Și acest zvon a dus ca întreaga populație a județului Vâlcea să intre într-o agitație nefirească, spun eu. Și am considerat necesar să aducem în fața dumneavoastră șefii de deconcentrate care au directă responsabilitate în a liniști lucrurile și a informa populația că în județul Vâlcea nu există niciun caz de contaminare cu virusul respectiv coronavirus. Am observat în ultimele două zile o agitație foarte, foarte mare din partea populației, respectiv o mare aglomerație în zonele cu farmacii și zonele magazinelor, respectiv supermarketuri. Chiar am constatat că se cumpără foarte multe conserve, apă minerală, apă plată, hârtie igienică și toate cele. Nu știu de unde a fost indusă această panică în rândul populației, dar repet, ne-am adunat astăzi aici să aducem tuturor la cunoștință, deci tuturor cetățenilor din județul Vâlcea, să facem apel la cald și să gândim, așa cum gândesc oamenii maturi, să nu ne gândim că acest virus este ceva la care noi nu putem să facem față sau care ne depășește. În acest sens, aș vrea să rămulez lucrurile de la început, să spun că toate informațiile de care cineva are nevoie pentru acest virus sunt date strict de purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, unde sunt, cu siguranță, cele mai curate informații. Celelalte, considerându-le ca știri oarecare. În acest sens, doamna director, și azi, acum, o să vă dea lămurile necesare. Până o să vină rândul dumneavoastră să vă dea aceste informații, am să invit din șefii de deconcentrate ca fiecare, știind responsabilitățile pe care le au, să vă spună în câteva cuvinte despre ce e vorba. Iar la final o să vorbească doamna doctor. Mai înainte de acest lucru, pot să vă spun că înainte cu vreo câteva ore am retrimis către toate primăriile județului Vâlcea, inclusiv primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea, unde este cea mai mare aglomerare de persoane din județ, să-și ia măsurile necesare, care au fost stipulate și luate și votate în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, dar și flyere care au fost puse la dispoziție de noi, unde sunt descrise cele 10 reguli de urmat, unde sunt descrise cum sau în ce mod se poate lua acest virus de la oameni, de la animalele de companie sau cum se poate transmite sau contracta acest tip de virus, cum să folosim masca de protecție și așa mai departe. Bun. Acum am să dau cuvântul doamnei inspector general să spună dumneai ce măsuri s-au luat de la nivel de inspectorat județean către școlile din subordine. Bună ziua! La nivelul inspectoratului școlar, încă de la începutul epidemiei de gripă din România, suntem în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică și cu celelalte instituții. Directorii acordă o atenție deosebită în această perioadă curățeniei din unitățile de învățământ, iar chiar aseară, într-o discuție cu ei pe un grup pe care îl avem, le făceam o recomandare și, bineînțeles, a fost o recomandare cu titlu obligatorie, ca în toate băile să existe să pun hârtie și să nu găsim că nu există în băi. Totodată, făcând și verificări în acest sens, neanunțate, inopinat. Acolo unde nu vom găsi,
se vor lua măsuri administrative. În ceea ce privește cazurile de coronavirus, nu avem niciun semnal până la ora actuală. Au fost anulate deplasările în Italia, în special Italia de Nord, pentru că un grup de copii trebuia să meargă în următoarea perioadă într-un proiect Erasmus și această deplasare nu va mai avea loc. Totodată, dacă vreun copil a avut vreo deplasare în particular în acea zonă, va fi monitorizat, vom anunța DSP-ul și se vor lua măsurile care țin de partea medicală. Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare și tot ce ține de noi vom face. Mulțumim frumos! Mulțumim. Domnul director, vă rog! Da, bună ziua! Din punct de vedere al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, am pregătit un salon special pentru astfel de pacienți și un etaj de la sete de noi infecțioase. Suntem dotați cu echipamentele de protecție necesare și deocamdată nu este niciun caz confirmat la nivelul județului Vâlcea de virus COVID-19. Referitor la cazul care o suspiciune care a fost astăzi, o pacient de 35 de ani care călătorise cu pacientul respectiv în același avion, vă spun că din punct de vedere clinic nu se confirme suferibilitatea cu 37.5 și nu sunt motive. Referiem, au fost trimis analizele pe pregătură și așteptăm rezultatele. Mai mult de atât n-am ce să vă spun decât să vă rog să înțelegeți că se va limita drastic programul de vizite, oricum era limitat datorită sezonului de gripă și va limita și mai mult. Și aici sper să găsim înțelegere din partea pacienților, pentru că deja de astăzi au început să fie un pic supărați că nu mai lăsăm pe spital. Că nu mai intră nimeni în spital? Va fi o singură oră de vizită și un singur aparținător la fiecare pacient. Trebuie luate măsurile de limitare pe zi. Poate. Da. Femeia de 35 de ani este izolată, nu? Da. Când veți avea rezultatele analizelor? Imediat, să vă spun despre rogul, probabil curcuri zile de mâine. De pe zi pe alta sau câteva zile de bine, acum câte probe au în lucru cei de la Institutul Național Material? Da, dânsa v-a sunat și... Haideți, vă rog, să lăsăm pe fiecare dintre șefurile de societate să... Da, și la ultima dată o să vă spună doamna director mai multe despre pacienta respectivă. Vă rog să continuați. Atât aveam să vă spun că, din punct de vedere al spitalului, suntem pregătiți. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar aș vrea să liniște populația, pentru că totuși vorbim de un... vorbim de un virus gripal și de mortalitate la nivel mondial de 2,4%. Deci haideți să nu ne panicăm, să nu dăm buzna prin magazine și prin farmacii, că s-ar putea să facem mai mult. Mulțumim frumos. Vă rog, domnule inspector. Bună ziua. Foarte pe scurt, Poliția Județeană este pregătită de cursul solicitări din partea DSV-ului și începând de ieri, astăzi, în zilele care urmează, ne-am luat măsuri și noi la nivelul instituției noastre pentru protecția personalului. Și cu acele pliante și cu dotările pe care trebuie să aveți le avem. Aveți măști de protecție pentru polițiști? Sunt insuficiente la acest moment, dar suntem în fază avansată și vom avea măști pentru fiecare dintre polițiștii care intră în contact cu publicul. Mulțumim frumos. Domnul Pătru, vă rog. Bună ziua, sunt colonelul Pătru, desemnat prim adjunct al inspectorului șef, am inspectorat prin situații de urgență General Maghiera și Dr. Gucea. Inspectoratul este pregătit pentru intervenție în transportul pacienților infectați prin poroare. Eventual pacienți. Da, eventual pacienți infectați. Confirmați cu o izoletă cu presiune negativă pentru pacienți contagioși, material de protecție, costume de protecție, complete de protecție, filtre, materiale dezinfectante. Echipaj CBRN. Da. În rest, am popularizat măsurile de prevenire, răspândire acestui virus prin personal propriu și am luat la nivel de unitate măsuri de protecție a echipajelor de intervenție care pot interveni la astfel de cazuri sub coordonarea Direcției Sănătății Publice. Și izoleta? Izoleta este un sistem care se pune peste o targă și este un sistem cu presiune negativă prin care pacientul este total izolat de mediul exterior. Are un sistem de filtrare a aerului care permite menținerea și curățarea aerului. Este un circuit închis prin care aerul este filtrat și curățat. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Domnul director, vă rog. La nivel serviciului de ambulanță există două aspecte pe care le monitorizăm. O dată partea de
112, unde dacă sunt situații în care se descriu simptome, persoane care vin în acea zonă de Italia care este închisă, noi le raportăm și la Direcția de Sănătate Publică și la Departamentul pentru Situații de Urgență și partea de transport a tuturor cazurilor care sunt suspecte. Avem ținută de protecție, ambulanțe special destinate pentru acest fel de transport, dezinfectant special pentru coronavirus. Din punctul nostru de vedere, e o activitate care presupune decât atenție noastră. Mulțumim! Doamna director, dumneavoastră puteți să le aduceți cele mai multe lămuriri. Deci, să încep cu ce am făcut noi până în acest moment. Deci, DSP-ul a transmis recomandările Ministerului Sănătății către toate unitățile medicale, pe tipuri de unități, deci la spitale, medici de familie, la serviciu de ambulanță, ISU, SMURD, inspectorat școlar, primării, care ar fi măsurile care trebuie luate în această situație. Apoi, împreună cu instituția prefectului, au fost identificate spații pentru intrarea în carantină a persoanelor care ar putea să vină din localitățile unde sunt cazuri identificate, deci din zonele afectate. Este vorba de localități din regiunile Lombardia și Veneto, sunt 11 localități, precum și din China continentală. Am monitorizat, deci aceste spații în care urmează să intre în carantină, dacă Doamne ferește, avem așa ceva, sunt număr de 65 în 5 locații și urmează a fi identificate alte spații, dacă ne vor mai fi necesare, spații puse și propuse de către autoritățile locale. Au fost monitorizate toate persoanele care au fost raportate către DSP, care au venit din aceste zone și la această dată situația se prezintă astfel, în carantină, adică din localitățile respective care sunt în carantină în Italia, nu avem nicio persoană, iar în izolare la domiciliu, timp de 14 zile, avem 30 de persoane. Astăzi am fost anunțați prin serviciul 112 despre o persoană de 35 de ani, venită în Vâlcea pe data de 18 februarie, care a călătorit în aceeași aeronavă cu pacientul diagnosticat cu coronavirus și internat în Italia. Persoana a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, a fost evaluată de către personalul de specialitate. I s-au recoltat probe specifice pentru coronavirus, iar probele sunt în acest moment în drum către București, către Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Ce trebuie iarăși de precizat? Faptul că la DSP a fost instituită permanență, deci avem 24 din 24 ofițeri de serviciu, și pentru orice problemă care o au persoanele din județul nostru pot să sune la numărul de telefon al Direcției de Sănătate Publică. Dacă aveți întrebări? Mulțumim frumos! Aș vrea să subliniez încă o dată că toate informațiile clare, sigure, vor fi luate de la purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică. Și încă o dată fac apel prin intermediul dumneavoastră la întreaga populație a județului Vâlcea și cei care ne vizitează, tranzitează acest județ, să stea liniștiți, să nu se agite și, dacă îmi permiteți, tot prin intermediul dumneavoastră aș vrea să popularizați cele 10 reguli care trebuie urmate pentru a preveni răspândirea acestui virus, flyerul QCA și cum folosim masca de protecție. Dacă puteți să ne ajutați în acest sens, vom fi recunoscători și populația va vedea că încă o dată dăm dovadă de responsabilitate și vom face tot ceea ce ne stă în putință ca acest virus să nu se răspândească
și să nu provoace isterie, să zic așa, în rândul populației. Ce? Mulțumesc frumos! Aproape bun. Vă rog. Cele 30 de persoane care s-au autoizolat, nu? Da. Sunteți siguri? Adică ce riscă dacă nu respectă cele 14 zile? Deci este articol de cod penal pe care domnul comandant vi-l poate spune. Deci riscă amendă sau reținere închisoare de la 3 la 6 luni. Verifică până cineva dacă se informativă 352. 352. Verifică cineva să verificați dacă se... Direcția de Sănătate Publică prin personal și prin medicii de familie sunt verificați zilnic, dar vă spun, deci prin medicii de familie în primul rând, dacă persoanele stau acasă, dacă persoanele sunt cu simptomatologie, deci în fiecare zi personal de la direcție iau legătura cu persoanele respective. În ce localități sunt? Sunt în diverse localități din Vâlcea. Deci sunt în Sutești, Amărăști, Râmnicu, Vâlcea, sunt în mai multe părți. S-au întors din Italia. S-au întors din Italia, da, și sunt din regiunile respective, deci din regiunea Lombardia și Veneto, dar nu din localitățile unde este carantină. Deci nu din localitățile unde au apărut cazul de coronavirus. Și ei au anunțat DSP-ul sau? Da, deci unii au anunțat, care au venit mai de mult. Deci sunt persoane care au venit, de exemplu, în data de 18, care ne-au anunțat zilele acestea și mai primim de la frontieră, de la Institutul de Sănătate Publică, acele chestionare care sunt completate de persoanele respective în aeroporturi sau la frontieră. Să înțelegem că unii dintre ei nu au completat aceste chestionare, dacă au sunat ei acum și au anunțat că s-au pentru că au venit înainte de a se instala, de exemplu, carantina și acum probabil că le este teamă sau... Deci sau au venit să anunțe faptul că sunt pe teritoriu și să fie monitorizate. E regulă ca locurile depistate și eventual amenajate pentru eventualii suspecți sau cei aflați în carantină să fie găsite la Călimănești, majoritatea într-o stațiune de interes național, mai mult decât atât, să fie stabilite la liceul de turism unde învață elevii, liceu aflat în proximitatea unei școli generale cu alte sute de elevi. Deci, e regulă așa? Noi am trimis adresă la toate primăriile din județ, la autoritățile locale, să identifice spații în care ar putea să fie trimise persoanele în carantină. Persoanele care sunt trimise în carantină nu sunt persoane bolnave, sunt persoane sănătoase care vin din regiunea respectivă. Spațiile care au fost transmise, care au fost identificate, sunt identificate de către autoritățile locale. Cel de la liceul de care vorbiți dumneavoastră, de la liceul de turism, are intrare separată, este într-adevăr în centrul localității, dar este cu intrare separată și nu are niciun, adică n-ar trebui să aibă niciun contact cu elevii care sunt acolo. Aș avea și o întrebare. Vreau să completez ceva aici, dacă îmi permiteți, vă rog, și o să pun în asta întrebarea. Știți că e foarte greu să găsești spații care să îndeplinească absolut toate condițiile, pentru că și cei care vor sta în carantină, ca și noi, de fapt, au aceleași necesități. Dar nu poți să găsești un spațiu care să n-aibă apă caldă, care să n-aibă apă rece, toalete și așa mai departe, sau un spațiu unde servească masa. Pentru identificarea acestor spații nu ne-a fost nici nouă ușor și nu ne va fi ușor, pentru că încă primim, am fost solicitare la toate comunele, să ne trimită spațiile care le pot pune la dispoziție pentru cazarea unor eventuale cazuri de acest gen. Dar, repet, aceste spații trebuie să îndeplinească anumite condiții. Putem să alegem așa că ne dorim noi, să alegem un spațiu care e dezafectat sau care nu are ferestre sau nu are toalete sau, mă rog, alte elemente care ar putea
crea condiții nefavorabile. Mai mult decât atât, deocamdată nu se pune problema cazării unor persoane care să fie duse în aceste locuri. Râmnicul Vâlcea, nu ați identificat niciun spațiu? Sunt identificați spații și la nivel de Râmnic, dar acum ce facem? Venim de la un centru unde cât de cât e izolat și venim în Vâlcea unde densitatea populației e mult mai mare. Domnul prefect, în urmă cu 10 ani se vorbea la Vâlcea despre un loc de retragere a soldaților NATO și de recuperare. Și era chiar stabilit acolo în centru expozițional Călimănești. Știți acest plan? Știu despre acest plan. Centrul național de care vorbiți dumneavoastră este în proprietatea primăriei Călimănești. Tocmai. A ieșit de sub cei 5 ani de urmărire pentru că era un proiect de fonduri europene. Sunt deja firme care au închiriat acele spații, sunt firme private. Momentan nu avem niciun fel de indicație în a putea discuta sau purta un dialog și a încheia un contract cu firma privată să ne pună la dispoziție spațiu pentru că vom avea cazuri da. Care le putem caza acolo. Mă întrebam dacă nu cumva acele spații sunt chiar adecvate pentru tot județul și n-ar mai trebui să scoateți copiii. De acord cu dumneavoastră, dacă poți să pregătești în două zile după apariția sub ordinul ăsta, în două zile să pregătești spații respective cu paturi, cu asistență, cu tot ce trebuie pentru... Unul dintre ele e gol, să știți. Nu e gol niciunul. Deci s-au demolosit. Pot să pun și eu două întrebări. Primul, dacă la nivel local s-a constituit și grupul acela de comunicare strategică instituit la nivel guvernamental și ca să știm pe viitor dacă e de luat legătura efectiv, cine este... La nivel local, la ce vă referiți? La nivel local de prefectură sau de județ sau la nivel local de La nivelul Guvernului României a fost instituit un grup de comunicare special, vă dau și... Comunicarea directă se face prin, de comunicare strategic, prin direcția de sănătate publică, purtătorul de cuvânt, v-am spus. Și a doua, mai ales pentru cei doi medici aici de față, nu credeți totuși că este o... să zic așa, cu ghilimele de rigoare, o isterie mondială în situația în care rata de mortalitate la SARS, care a fost de 20%, la Ebola de 60%, și acum vorbim de o rată de mortalitate de 2-3% și efectiv a luat o razna. A treia oară intervin și spun, prin intermediul noastră, informați populația să fie cât mai calmă cu putință. Adică nu este un virus care să distrugă masă și într-o zi să ne trezim, Doamne ferește, cu mii de morți sau ceva de genul ăsta. Nu! Eu zic că e o mega conspirație. Contagiunea e mai rapid. După cum vedeți și dumneavoastră, așa cum vă spuneam, sunt anumite persoane care probabil se agită mult mai mult decât ar trebui, nefiind informate. De asta am și ales să ne adunăm aici și să dumneavoastră să transmiteți asta populației. Informația să ajungă așa cum trebuie, clară, concretă și corectă, ca lumea să știe ce are de făcut. Așa cum spunea și domnul doctor mai înainte, ați văzut clar la ce făceați referire și dumneavoastră, rata mortalității e undeva între 2 și 3%, de celelalte virusuri vorbim undeva la 80.000 de morți, într-o perioadă relativ scurtă, iar aici vorbim de China, unde sunt cei mai mulți și unde sunt probabil milioane de persoane contaminate, este undeva la 2000 de morți, 2000 și ceva de morți, dacă nu mă înșel. Da. Vorbim de morți. Deci nu cred că trebuie să ne axăm pe cifrele care sunt în China sau în alte zone care oricum poate domnul doctor Ponorat, da, poate puteți relua și măsurile de cu spălatul pe mâini. Categoric să uităm la cele pliante pe care le-a prezentat domnul prefect pe cele mai importante. Să vă un pic mai tare. Cel să crească consumul de apă caldă și săput. Și pot să vă spun așa, din datele care le avem, că inclusiv la nivelul Chinei a scăzut rata de infectare în ultimele luni. Deci se presupune că s-a atins acel vârf. Este un virus aerogen, că vorbeați de Călimănești, dar vorbind de un virus aerogen, vorbim că îl transmitem într-o cameră. Nu-l prea văd așa, mergând pe stradă de aici până la un centru și înapoi.
Într-adevăr, trebuie luate măsurile de protecție, sunt cele mai importante, mult mai importante decât ce facem noi, ca populația să știe ce să facă, să spele de tot, poate pe mâini pe zi, să nu mai strănutăm în mână și să încercăm, dacă nu avem mască, să strănutăm la nivelul potului. În momentul în care am strănutat în mână și am pus mâna pe masă, da, e o cale de transmitere. Dar, vă repet, toate comunicările vă face DSP-ul, toate măsurile le aveți deja prezentate. Noi o să încercăm să primim cazurile, să le analizăm. Încercăm să liniștim pe cât putem populația, pentru că mi se pare că nivelul de agitație este mult mai mare. Poate ne anunța și pe noi când vine rezultatul în timp. Da. Cu siguranță vă spun informații la timp. Da, din semnele clinice pe care avem. 20 de grade, 25, când va dispărea? Nu știm asta. Vă spun de cazul de față, nu vorbim de febră. Din ce știm cu toții, cazurile cu COVID-19 prezintă febră în altă și altă stomatologie. Era 37,5. Nu, temperatura de afară mă rețetă. Temperatura de afară nu are legătură deocamdată cu ce e acum. Probabil după creșterea temperaturii și date epidemiului și nivelul de transmitere va scădea și mai mult. O ne puteți spune în momentul de față, în școlile din Vâlcea, copiii au la dispoziție să pun? În principiu, da. Asta în principiu, lasă aibă. Le-ați verificat până acum? Am verificat o parte din școli astăzi. Aveau cele pe care le-am verificat în mare parte municipiu și localității mai mari, dar vor continua verificările. Ce înseamnă mare parte? 30%, 40% cam așa, dintre ele. 30-40%. Având în vedere că gripa sezonieră a debutat acum 2 luni, 3 luni, nu era normal ca până acum școlile să fie dotate cu săpun? Să știți că acest lucru li se spune de fiecare dată, regula asta este, dar mai sunt și scăpări, după cum le-ați văzut și dumneavoastră. DSP-ul poate interveni aici. Se poate. Deci am fost împreună cu inspectoratul școlar, am făcut controale și noi prin sondaj, pentru că știți, după cum știți, personal nu este foarte mult nici la nivelul nostru. Câte personal aveți, doamna doctor? Copiii sunt pentru partea de inspecție, da. Deci care face, sunt 9 persoane. Deci 9 persoane care ar trebui să controleze toate școlile, toate unitățile, toate tipurile de unități, toate spitalele, toate unitățile. A dat avertisment de amenzi până acum pentru lipsa săpunului. Deci deocamdată în unitățile în care am fost de învățământ am găsit tot ce a trebuit. Au fost și dezinfectante, am fost împreună cu inspectoratul școlar și împreună cu reprezentanți de la primărie. Au verificat, deci ce am verificat până în acest moment, n-au fost probleme. Dar când începem acum un mesaj explicit, da. Că noi îl transmitem ca să eliminăm orice fel de îndoială. Transmiteți-le un mesaj explicit. Până în acest moment, Asociația Vâlceană a Elevilor a ridicat această problemă că lipseau din foarte multe unități școlare din județ Să ne spună punctual, pentru că noi am mai fost odată. Nu, deci Asociația Elevilor a depus și la noi o sesizare. Anul trecut am fost în școlile că am rugat să ne spună punctual, pentru că v-am spus, nu putem acoperi într-un timp, într-o lună, două, nu putem acoperi toate școlile din județ. Să ne spună unde au identificat probleme de lipsă a săpunului, a dezinfectantelor. Și până acum ați efectuat verificări doar în școli din mediul rural sau doar în școli din mediul urban? Și mediul urban și mediul rural. Și aveau și cele din mediul rural? Da, avem și exemple bune. La nivelul inspectoratului școlar, câte persoane aveți persoane desemnate să se ocupe cu verificarea în școli? Fiecare inspector are în subordine câteva școli, de la 5 școli până la 10 școli maxim fiecare inspector. Inspector școlar. Ei trebuie să verifică. Da, ei verifică, merg la școală și verifică la fața locului. De aceea vă spun că aceste verificări s-au făcut la fața locului astăzi. Persoanele care ajung, care trebuie să intre în izolare la domiciliu, zic, sunt cu vin, cu autocar, cu tren, din afara țării, mai ales din Italia, sunt
așteptate la autocar, sunt urmărite. Deci la frontieră, când vin... Vorbesc concret, ați fost informați... Am fost informați că au venit persoana și el scrie pe un formular, deci completează formularul, care ajunge la Institutul de Sănătate Publică și ne este transmis la DSP-ul de județ. Am înțeles, nu, da. Urmăria, că am informația chiar în acest moment, că, de exemplu, la Sebeș, autocarul care venea din Italia, a fost, cei care s-au dat jos au fost așteptați cu poliția și conduși acasă. În acel autocar se află și Vâlcen. Și vin, adică mă întreabă oamenii dacă se va aplica aceeași procedură și pentru ei. Haideți să facem puțin o diferență aici. Dacă o să vizionați ce s-a spus în conferința de presă la Comitetul Național, din cele 11 zone afectate, toți pasagerii care vin din acele zone nu o să mai poată trece, adică o să rămână la graniță, nu mai poată trece să tranziteze, să vină în zonele de domiciliu. Și o să găsească toate măsurile necesare să le aplice zona de graniță pe unde intră. Deci, de asta, probabil că vă referiți la autocare care nu vin din zonele respective. Poți să tranziteze oamenii, dar de ce trebuie împușcați sau cu Doamne ferește? Tocmai asta e. Nu se pune problema asta, nu. Sunt două lucruri distincte. Cei care vin din zonele afectate, care sunt sub cod roșu, să zic, așa, acolo, rămân în granița unde intră. Și acolo îi se asigură toate condițiile. Adică acolo se monitorizează, se verifică, se recoltează probe și așa mai departe. Cei care nu sunt, care nu vin din zonele respective... Da. Deci care sunt din zonele respective, deci din regiunea Lombardia, da, și Veneto, dar nu sunt din localitățile 11, da, se izolează la domiciliu. Da. Nu cu poliție și... Da. Deci se izolează, se autoizolează. Sunt urmăriți de noi și de medicul de familie 14 zile. Da. Domnule prefect, mai am și eu. Da. Scuzați, cine din dumneavoastră? Vă scuzați că... Nicio problemă. Scuzați-mi ignoranța, de fapt. Nu cumva școlile sunt în subordinea primăriei? Și eu nu văd pe nimeni aici în sală de la primărie. Văd poliție... Este o remarcă foarte bună, dar să fi invitat 89 de primari aici să facem o conferință de presă, probabil că nu era bine nici pentru noi, nici pentru dumneavoastră. Un primar de municipiu... Un primar de municipiu este... Cea mai mare aglomerație urbană din județul Vâlcea, domnule prefect. O să fi de la partide diferite, da? Nu sunt bune. Doamnă, cred că orice primar din județul Vâlcea are aceeași calitate de primar. Și dacă e o aglomerare la Lungești de 270 de copii... Dumneavoastră a spus, eu v-am citat. Da, e puțin tendențioasă chestia. Ziceți? Pentru că fix, nu știu, să vă spun și de ce. Măsurile care le vom transmite către primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv către domnul primar, sunt mai multe decât cele care sunt transmise către celelalte primării. Și atunci ne întoarcem la ceas cu domnul Silviu Popescu. Poate că era ok să fie... Poate că era bine să vină și domnul președintele Consiliului Județean. Poate că era bine să vină și celelalte deconcentrate. Am ales să aduc în fața dumneavoastră fix șefii de deconcentrate care au directă legătură cu subiectul de azi. Nu, dacă doriți, cu siguranță, până diseară sau mâine, o să invităm toți primarii, mai facem o conferință de presă și o să ținem la cunoștință tuturor primarilor ce am discutat aici. Domnule prefect, ați deturnat sensul întrebării mele. Aici nu era vorba de... Nu, am răspuns, doamne, pentru că am păsărat că... E vorba de responsabilitate. Responsabilitate sau de primar, pentru că prin păi tot ce am trimis... Păi de ce asumați responsabilitatea primarului? Nu pot să-mi asum responsabilitatea unui primar. Primarilor. Primarul, având școlile în subordine, are deja responsabilitatea asigurării tuturor condițiilor. Păi dacă nu e apă și săpun și în ziarul nostru scrie de două luni de zile campania elevilor despre apă și săpun până să vină virusul de la Veneto sau din Lombardia. Nu e apă și săpun. Dacă dumneavoastră ați identificat respectivele școli pe raza căruia... Nu spune elevii, nu spunem noi. Spune comitetul la elevilor, AZR sau cum îi zice... Vă referiți la școlile din municipiu? Păi de municipiu Vâlcea vorbim. Da, bineînțeles că acolo... Nu, din tot județ. Sau tot județul, mă rog. Nu ar trebui să împărțiți aici responsabilitatea cu
două președinte al Consiliului Județean, cu domnul Gutău, cu toți cei care sunt responsabili sau ar trebui să fie. După toate datele care le-am primit din teritoriu, după toate telefoanele primite la 112, am considerat că e necesar ca de urgență, în 40 de minute, să aduc în fața dumneavoastră persoanele direct responsabile în a preveni ceea ce am spus mai înainte. Dacă dumneavoastră doriți să chemăm toți primarii până diseară sau mâine dimineață la prima oră, când doriți dumneavoastră, o să facem și acest lucru. Dar primarii, cu siguranță, prin toate circularele care ne-am trimis, inclusiv azi am trimis 3, se responsabilizează. Acum nu o să iau pe fiecare de mână să-i spun, domnule, știți, trebuie unde n-aveți apă în școală, apă curentă, trebuie să puneți un lavoar cu săpun lichid și așa mai departe, pentru dezinfectare, pentru spălarea de mâncuță la copii. Fiecare cred că are responsabilitatea asta. Treaba dumneavoastră, dar o să vi se reproșeze că treceți prin orașul primarilor și nu i-ați anunțat. O să trec cu siguranță prin orice oraș din municipiu, din județul Vâlcea, nu numai prin municipiu Râmnicu Vâlcea, fără să mi se întâmple absolut nimic. Probabil că urmele mele nu stau de grele încât să doară pe cineva. Puneți-le treabă, domnul prefect, că cu siguranță virusul ăsta nu e joacă. Care e cel mai deștept? Adică, nu. Ori se așează la masă să spală pe mâini și spală tot județul pe mâini, ori demisia și acasă. Cu siguranță ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat. În acest sens, vă repet, o să luăm în continuare și am luat până acum toate măsurile care să fie respectate, nu să fie puse undeva la spate sau fiecare mai primar spune da. Mai faceți o conferință de presă la aceeași oră și chemați și pe dumneavoastră. Având în vedere că de ieri până astăzi 30 de persoane au ajuns să fie izolate la domiciliu, vă așteptați ca până mâine, de exemplu, sau nu știu, în următoarele zile să-și mai amintească și alții că au fost în Italia sau în China și să... Situația este în dinamică. Chiar acum am fost, înainte de a pleca, mai primeam niște telefoane să ne spună că au mai ajuns persoane din Italia. Deocamdată ce este îmbucurător faptul că, odată, nu avem coronavirus pe teritoriul județului și, doi, faptul că aceste persoane care sunt izolate la domiciliu, despre care v-am spus până în acest moment, sunt asimptomatice. Deci asta știm sigur că sunt fără simptome. Și ne așteptăm ca numărul persoanelor care se izolează la domiciliu să crească, pentru că sunt foarte mulți concetățeni de-ai noștri care se întorc din Italia. La nivelul prefecturii Vâlcea există o situație cu numărul vâlcenilor care s-au întors recent în țară? Cine credeți că poate să-i numere? Păi nu știu, la frontieră. Păi și cine ne dă nouă informații la prefectură de la frontieră? Și acum vă spuneam, numai puțin. Haideți să luăm lucrurile așa cum sunt. Nu trebuie să, acum, credeți că cei de la Vama o să numere 2500 din Vâlcea, informează prefectura? Nu. Prin granițele României tranzitează zilnic mii de oameni. Știți că nu e o singură graniță, sunt zeci. Că în momentul de față nu știm sigur. Cum să informeze fiecare vamă, prefectura Râmnicului, că au intrat, nu știu că, și acum alegeți dumneavoastră, că sunt din Iași sau să noteze pe o hârtiuță ăștia din Vâlcea. Situația din Vaslui. Păi da, dar el poate să fie din Vâlcea sau ce la soacră sau la Buzău. Acum de să știu că vine Vâlcea, nu? Sau să duce la Tulcea, la Unchisul. Pe formularele care asta vă spuneam, cei care vin, scuzați-mă, doamna, cei care, haideți să lămurim de lucrul ăsta. Cei care vin din zonele respective și bolduim, sunt reținuți clar la graniță. Deci nu mai discutăm despre persoane care vor să vină în Vâlcea, care vor să doarmă în Vâlcea, care vor să tranziteze Vâlcea și așa mai departe. Au tot dreptul să o facă. N-avem noi cum să contorizăm sau cum să avem într-o zi, prin granița nu știu care, au intrat 1500 de persoane care... Nu. Bun, deci sintetizând toată povestea asta, ideea, mesajul care ar trebui transmis este acela de a ne spăla pe mâini, cât mai este. Imediat, dacă îmi permiteți. Și chiar să, chiar vă rog să-mi permiteți să citesc cele 10 reguli ca să fie sigur că au golească rafturile de conserve și să cumpere săpun. Aș vrea să fac o remarcă. Da, vă rog. Sunt foarte mult de școli. Deceștiul la nivel mondial nu e niciun deces la copiii sub 9 ani. Exact. Care au un sistem imunitar mai bine, nu intru în detalii de contact. Deci, din punctul ăsta de vedere, hai să nu panicăm părinții cu școlile. Și eu sunt tată,
Nu cred că e un motiv să ne alarmăm. Dar nu trebuie să pun la școală. Fie să pun la școală, dar nu este o dată concretă, totuși vorbim de două luni de epidemie de COVID-19 și niciun caz de cei la copii sub 9 ani. Deci mai avem o întrebare, domnul prefect, suntem aici în comisie completă. Ați promis că pe 28 februarie va deveni funcțională acea ambulanță care a zăcut pe la ISU sau pe unde a fi zăcut ea un an și ea a devenit funcțională. Păi încă nu suntem în 28. Nu e nicio problemă. Deci, cu siguranță, da. O să vă răspundă domnul. Consiliul Județean Vâlcea a aprobat linia de gardă în ședința care a fost. Astăzi am primit de la PSP hârtia pentru că vor veni să autorizeze mașina. Probabil, da, va fi funcțional. Mâine completez eu. Mâine... Mâine se întrunește comisia. Vin specialiștii de la Crama. Dacă deja pe mâine poate fi. Care comisie? Este o comisie de avizare a acestei ambulanțe speciale. Care este aprobată de Ministerul Sănătății. Și din o comisie cu oameni din Vâlcea sau cu specialiști? Reprezentanți. Este un reprezentant de la DSP Vâlcea și restul sunt de la din țară. Sunt reprezentanții de la UBU din țară și reprezentanți de la SAJ din țară. Care vor specialiști. Da. Tehnic dar e posibil să concluzioneze și că nu. Nu există. Nu? La o ambulanță nu nouă nouță care are foliile pe scaun, ce să concluzionez? Da, că personal, nu poate face ce? Problema personalului s-a rezolvat. S-a rezolvat. Și spuneam că tocmai ce ne-a rugat concluzionalul e de dreapă și să avem personalul suficient pentru asta. Haideți să-mi permiteți să... Istanul asigură un medic și un asistent, ISU asigură paramedicii și șoferii. Permiteți, vă rog, să vă citesc cele 10 reguli. Chiar îmi doresc să fac lucrul ăsta, să afle populația de la noi ceea ce trebuie să facă pentru a preveni acest virus. Spală-te des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura, dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănuți sau tușești. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răciți sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. Pachetele și produsele fabricate sau primite din China nu sunt periculoase. Animalele de companie nu răspândesc acest nou tip de virus. Și nu în ultimul rând, apelați la 112 dacă aveți febră sau tuse și alți ați călătorit în țări cu cazuri confirmate de persoane infectate cu coronavirus. Specificați acest lucru dispecerat. Vă mulțumesc!